Accident grav petrecut între două mașini pe șoseaua Gara Cățelu din capitală. 5 oameni au rămas încarcerați după ce mașina lor s-a răsturnat pe asfalt. Șoferul mașinii cu care s-au lovit a fost intubat și trimis de urgență la spital. Vedem acum câteva imagini. Totul s-a petrecut după ce unul dintre șoferi ar fi încercat să vireze pe o stradă lăturalnică fără să se asigure. În accident au fost implicate 7 persoane, printre care și 2 minori. 5 dintre acestea au rămas blocate sub fiare și au avut nevoie de echipele de descarcerare. Printre victimele descarcerate au fost și 2 minori de 16 și 17 ani. Aceștia au ajuns la spitalele Marie Curie și Grigore Alexandrescu din capitală. Am intervenit cu o auto specială de lucru cu apă și spumă, 2 descarcerări și 7 resurse medicale. La locul intervenției au fost implicate 2 autoturisme și 7 persoane, dintre care 5 erau încarcerate. Am acționat pentru extragerea acestora și transportul lor de urgență la spital. După impact, șoferul mașinii din imagini a fost intubat. Medicii de la fața locului au reușit să stabilizeze toate persoanele și să le transporte la mai multe spitale din capitală. Sunt 7 victime care au fost implicate într-un accident rutier cu victime încarcerate. Momentan, de la fața locului, toți au plecat stabili. S-au stabilizat de către colegii mei medici. Nu știu să vă spun care va fi evoluția fiecăruia dintre ei. Traficul a fost închis pe șoseaua Gării Cățelu timp de mai bine de 2 ore. Polițiștii au deschis un dosar penal și au făcut cercetări pentru a afla cu exactitate cum s-a petrecut totul.